A fost odată ca în povești venit din depărtare și a ajuns rapid la noi un virus urâtare și era contagios rău, fatal în multe cazuri, deci trebuia să stăm cu minți fără să facem nazuri. Guvernul a zis nu mai ieșiți, dar la români nu pasă. Noi ne plimbam ca la nebuni, ce dracu face în casă. Și atunci guvernul a zis așa, carantină totală, doar dacă este necesar să mai ieșiți afară. Iar noi am spus cu toții în cor, mai avem o dorință. Vrem tot să ne împărtășim cu aceeași linguriță, căci noi nu credem în prostii ca igienă, spălare. Noi am făcut biserici mii. Ce dracu vrei, spitale? Căci toată lumea știe clar, când suferi de vreo boală, nu te tratezi într-un spital, o faci în catedrală. Și acum sper din suflet voi ce ați tăiat din sănătate să fiți tratați de Daniel, nu de medici. Se poate? Și Bor, în plină criza cu... Când boala rău ne paște, în loc să ajute ei ce fac, ei vor slujbă de Paște. Una cu mulți noiași, că nu poți să o faci goală. Și dacă se îmbolnăvesc, câți frate poate să moară? Bă, voi ar trebui să ajutați, că aveți resurse pline, nu cu mâna în fund să stați și veniți când vă convine. Și clar nu pot să nu remarc că am vorbit ca proștii, că medicii erau șpăgari, acus eroii noștri. Așa e că suntem ipocriți și te întreb că-i jali. Pentru șpaga aia acu, tu ai stau o zi în spitale? Abia acum realizăm când treaba rău se împute, că dacă medicii dispar, păi cine o să ne ajute? O să putem să ne rugăm la Catedrala Mare, că am băgat la bani în ea cât pentru 5 spitale. Și te întreb de ce e sărac sistemul medical? Păi până acum l-am ignorat fix în ultimul hal. Avem băncuțe, luminițe, borduri pe 3 nivele. Când o să fie full spitalul, punem bolnav pe ele. Deci chiar vă rog să realizăm, treaba e periculoasă și chiar dacă nu e ușor, haideți să stăm în casă. Sincer vă zic și mie mi-e greu, căci casa chiar nu-i mare, dar chiar prefer în patul meu decât la reanimare.